Primarii din România privesc cu jin la localitățile europene cu care au venit în contact, pe care le-au vizitat sau cu care s-au înfrățit. Este cazul unei comune din Polonia, Zbucin, în care afacerile sunt înfloritoare, iar locuitorii sunt ocoliți de sărăcie. Nici nu se poate altfel, de vreme ce localitatea are un buget care ajunge la echivalentul a 500 de miliarde lei vechi, după cum mărturisea primarul localității. Acestor bani se adaugă proiecte europene, câștigate nu doar de administrația publică locală, ci și de cele 40 de ONG-uri din zonă. Chiar dacă oaspeții nu vorbesc prea mult despre condițiile de accesare a proiectelor europene din Polonia, e limpede că lucrurile merg în direcția cea bună. Cu toate acestea, cu toate că se dau din ce în ce mai puțin bani, ei tot încearcă să obțină aceste fonduri și de când a început acest an, deci de la începutul anului, atât din fonduri europene cât și din fonduri naționale, din fonduri guvernamentale, au obținut 2 milioane de dolari. Este o sumă destul de mare pentru ei, având în vedere faptul că bugetul comunei Zbucin este de 11 milioane de euro. Dar câte asociații din comună au accesat proiecte cu finanțare europeană? Ce condiții trebuie să îndeplinească? Sunt foarte stricte condițiile? Sau Polonia își dorește să atragă tot din dorința de a cheltui banii europeni? Este foarte important că faptul că nu doar birourile, nu doar primăria, nu doar încearcă să obțină aceste fonduri, ci aceste fonduri sunt de multe ori primite și de către organizații și asociații care încearcă să lucreze în acest sens. În zona lor sunt 40 de organizații non-guvernamentale care sunt active. Cât privește activitatea de voluntariat, în Polonia ea are o tradiție de cel puțin 100 de ani. De cea mai mare apreciere se bucură misiunea pompierilor voluntari în comuna Zbucin, la 10.000 de locuitori, funcționând 8 brigăzi pentru stingerea incendiilor. Din ea fac parte oameni de afaceri, dar și salariați, care consideră că este o adevărată mândrie să facă un lucru atât de important pentru comunitate. Aceste brigăzile de pompieri nu beneficiază de niciun sprijin financiar, de niciun fel de sprijin financiar. Faptul că ei au așa de mulți voluntari în această brigadă se datorează tradiției, în primul rând. Au început cu acest voluntariat cu cel puțin 100 de ani în urmă. În regiunea Zbucin, de unde vin ei, sunt 8 astfel de brigăzi de pompieri. La ce populație? What population? 10.000. La 10.000 de locuitori. Cea mai mare brigadă de pompieri din regiunea lor intervine cam în medie de 100 de ori pe an la evenimente. Voluntarii sunt pregătiți în 2-3 minute să intervină de la butonul de alarmă, de la pornirea butonului de alarmă. În ciuda faptului că toți sunt plecați fiecare la serviciul lui. Să mai spunem că ministrul care gestionează fondurile europene este același de vreo 12 ani, indiferent de guvernul care a venit la conducerea Poloniei. Poate că asta este cheia reușitei, căreia îi se adaugă ghidurile de finanțare ușoare, numai bune de accesat.